Da, și ultima mea mesaj din seara asta, din un cântec, este dedicat cumva Crăciunului. L-am făcut la vreo 8 ani, să zicem, după evenimente din 99. Am ținut neapărat să-l imprim, să scot cumva la iveală, la 10 ani după 89. Am reușit doar că trebuia să-l fac cu valoare exterior, dar exact în 99 erau cu 10 ani și atunci s-au întâmplat lucruri mai nasoare așa cu valoare exterior, după care aș fi murit după un an, 2000. Mă rog, și atunci a trebuit să-mi cedez altcuiva, l-am cedat trupei ca unul și de acolo s-a întâmplat o întreagă nebunie. Mulțumirea de cadoul visat, așa se numește, cadoul visat de cei care au reușit în soată de la 99, pentru că ce nu te dau și ceva, nu? Ca orice om, mai ales ca orice copil. Dar eu doreau ceva pentru țara asta și după părerea mea, așa cum se spun în cântec, încă nu avem în România ceea ce au trăit acei oameni atunci. În slavă, dacă am fi avut, acum eram departe. Deci cadoul visat, păi ei atunci. Și de noi ești pe acum.
fi rugat să cânte mai mult, de ce nu, de ce nu, adică nu marșez cu voi la vis, el de aici pleacă, are concert în Clubul Duda și începe, a, după asta mergeți în Duda, da? Este foarte clar, foarte, este foarte simplu și-l auziți acolo două ore numai pe Eugen Avram.